Mulțumesc colegii mei, Linda, pentru introducere și ajutor. Numele meu este Răzvan Petre, sunt inginer de vânzări în cadrul companiei Danfoss, iar astăzi vă voi prezenta un instrument utilizat în dimensionarea sistemelor de degivrare, și anume calculatorul pentru sisteme de protecție la îngheța depozitelor frigorifice. Prezentarea va dura aproximativ 15-20 de minute. Înainte de a vă prezenta calculatorul, voi detalia puțin avantajele și caracteristicile acestei aplicații. În primul rând, scopul aplicației. Scopul principal al sistemului este de a proteja fundația de la îngheț în încăperile în care temperatura este menținută sub 0 grade, de exemplu, depozite frigorifice sau patinoare. Securitatea investiției reduce pierderile stocurilor de produse din depozitele frigorifice sau distrugerea clădirilor din cauza deteriorării fundației. Costuri reduse de energie, deoarece funcționarea continuă a ușilor asigură protecția construcției și previne pierderea de energie cauzată de ușile care nu sunt închise ermetic. Securitatea mediului de lucru, deoarece previne formarea unui strat alunecos pe podea și asigură protecția la îngheța stropitorilor și a conductelor pentru stingerea incendiilor. Este de asemenea o soluție de economisire a energiei, deoarece Devi utilizează mijloace avansate de control pentru a economisi energie prin minimizarea timpului de funcționare a sistemului, menținând în același timp temperatura fundației la nivelul adecvat pentru a preveni înghețarea. Ajută și la economisirea spațiului, deoarece în comparație cu sistemele alternative, sistemul Devi este mai puțin complicat și mai simplu în proiectare și instalare și nu necesită spațiu suplimentar. Veți avea de asemenea investiții inițiale mai mici, pentru că este o soluție competitivă cu un cost mai mic de aproximativ 50% din întregul sistem, în comparație cu pomparea soluției de amestec de glicol în țevile instalate în fundație. Și tot în aceeași rubrică, nu vor exista daune asupra mediului înconjurător, pentru că nu vor exista scăpări în situația în care există acest pericol de amestec cu glicol. Deci nu dăunează mediului înconjurător. Tipuri de cabluri încălzitoare și control. Pentru această aplicație se pot folosi o gamă largă de produse, de la cabluri monofilare, cum ar fi Devi Basic 10S și 20S, și cabluri bifilare, Devi Flex 6T, 10T și 18T. Controlul se poate realiza cu unul din termostatele Devirect 330 sau Devirect 610. Ca metode de instalare și fixare, se pot folosi banda metalică Devi Fast pentru o fixare rapidă a cablului în plasa armată. Este recomandat să folosiți fixatoare de plastic Devi Clip, iar pentru fixarea cablului de coloanele de metal, recomandăm utilizarea benzii adezive de aluminiu Alutape. Se pot vedea în imagini modalitățile de deprindere pentru cele trei variante de fixare, cu Devi Clip, Devi Fast și eventual variante de bride. Am adăugat câteva imagini ca exemple de montaj în care se poate vedea dispunerea celor două sisteme, cel de bază și cel de rezervă, întrucât nu este suficient un singur sistem.
cât și protejarea stâlpilor și a spațiilor dinainte și de după uși pentru evitarea condensului. Cum spuneam, sistemul se poate instala de asemenea pe plasă armată. Nu este neapărat folosirea benzilor metalice. Calculatorul pe care urmează să vi-l prezint, îl puteți găsi pe site-ul Devi la secțiunea de suport, ca și celelalte instrumente de calcul. Devi.ro, veți fi redirecționat pe devidanfos.com. La secțiunea suport, instrumente de calcul. În calculator veți regăsi de asemenea detalii de montaj, cum ar trebui montat cablul în situația în care avem beton armat sau dorim să-l instalăm în rableul de nisip, cu ajutorul plaselor de întărire. Distanța între cabluri și modalitatea de montaj pentru cablul principal și cel de rezervă. Ca date de introdus în tabel, ne sunt necesare temperatura aerului din depozit, tensiunea cu care dorim să alimentăm cablurile, grosimea izolației, conductivitatea termică a izolației, care în medie este aceeași, 0,0035. Un factor de siguranță, recomandarea noastră este 1,3 și, bineînțeles, suprafața zonei pe care doriți să o protejați. În situația noastră putem să folosim o temperatură de minus 30 de grade. Tensiunea, aveți un meniu din care puteți să selectați variantele, doar că în funcție de tensiune veți avea disponibile tipurile de cablu, întrucât nu există, spre exemplu, DeviFlex 10T de 400 de volți sau de 380, deci veți fi limitat în selectarea cablului potrivit. Pierderea de căldură rezultată, în cazul acesta, este de 7,96 W pe metru pătrat. Puterea minimă instalată pe care noi o recomandăm este de 15 W pe metru pătrat. Deci, indiferent de putere, calculatorul vă va selecta un sistem cu o putere mai mare de 15 W pe metru pătrat pentru siguranță. Putem să selectăm tipul de cablu pe care dorim să-l folosim și în funcție de selecția pe care o facem, vom avea un rezultat diferit și vom vedea că ni se modifică de la randament la pasul de montaj, inclusiv lungimea elementelor de fixare și randamentul total calculat. Sistemul de rezervă care trebuie să fie similar. Veți regăsi și distanța de montaj
între sistemele cel principal și cel de rezervă, recomandarea fiind de 2,5 până la 5 cm. Și mai jos vom regăsi setările pentru sistemul de control. Pentru cel principal, o temperatură de plus 5 grade, iar pentru cel de rezervă, o temperatură de 3 grade. În situația în care cedează sistemul principal, sistemul de rezervă să pornească mai repede. Câteva note importante de știut. Trebuie instalat câte un termostat pe fiecare cablu de încălzire. Sarcina maximă pentru termostat este de 16 amperi. Dacă tensiunea este de 220 de volți, coeficientul este mai mic de 1, adică 0,915. Se recomandă utilizarea benzilor de bifaz pentru fixarea cablurilor și este recomandată instalarea termostatului. În cadrul aceluiași calculator vom regăsi de asemenea și un calculator pentru sistemele de protecție a ușilor, întrucât din cauza temperaturilor foarte scăzute, acestea pot îngheța sau se poate forma condens, iar în zona ușilor se formează gheață. Acesta este un pericol pentru persoanele care tranzitează aceste zone. Iar pentru aceste sisteme avem nevoie de tensiune, lățimea și lungimea ușii. Suprafața pe care se montează sistemul este de 2 metri înainte și după ușă. Puterea minimă recomandată fiind de 250 de W pe metru pătrat. La fel ca la calculatorul anterior, putem să selectăm o gamă de o variantă de cablu. Avem posibilitatea să modificăm inclusiv pasul de montaj, dar în funcție de cablu vom avea și un randament calculat. În cazul acesta, nu avem voie să le instalăm mai la un pas mai mare de 5 cm. Avem suprafața calculată, lungimea cablului, randamentul total și lungimea elementelor de fixare, respectiv alegerea și alegerea termostatului. În același sistem, pentru a evita înghețarea ușilor, ar trebui să instalăm un sistem în rama ușii. Și aici putem să selectăm tipul de cablu, alături de pasul de montaj și termostatul. Notele specifice pe care le vom regăsi și aici. Trebuie instalat un termostat de încălzire. Sarcina maximă a termostatului este de 16 amperi. Coeficientul pentru tensiunea de 220 de volți este de 0,915. Se recomandă montarea benzii și a termostatului. Acestea sunt cele două calculatoare pentru aplicația de depozite frigorifice. Vă mulțumesc pentru atenție. Dacă doriți să revedeți sesiunile de webinarii, le puteți găsi pe site-ul nostru devi.ro.
Mulțumesc, Răzvan, pentru prezentare. Voi debloca acum microfoanele pentru toți participanții. Dacă cineva are o întrebare, solicit, aveți o nelămurire referitor la ceea ce a prezentat Răzvan, vă rog să profitați și să-l întrebați acum. Am oprit și